Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, avem imagini, bine, impropriu spus avem imagini, este întuneric, beznă, deocamdată pe arena Dr. Constantin Rădulescu, acolo unde se va disputa sau ar trebui să se dispute confruntarea dintre CFR și FCSB. Nocturna tocmai a cedat în urmă cu câteva zeci de secunde și să vedem dacă se va remedia repede situația. Este oricum un meci care se va disputa în condiții vitrege, sunt aproximativ minus 7 grade la startul acestei partide, probabil temperatura va mai scădea, prognoza este undeva la minus 10 grade undeva spre finalul partidei. Așadar, va fi un meci cu peripeții oricum. Gazonul, să știți că se prezintă în condiții destul de bune, având în vedere condițiile date. Vom reveni imediat în transmisiune directă cum vom reuși să obținem ceva mai multe detalii. Rămâneți cu noi!